Alo, hello. Am auzit că în conflictul meu cu Andra tu erai ceva în genul bravo, bine, a, nu știu ce, a, bravo. La ce te referi? Paula, nu mai la îmbârligături. Bravo, bine. Păi, la îmbârligături. Stai un pic. N-am zis eu bravo bine. N-astea faci cu mine, cum? N-am zis eu bravo bine. Cum nu? Păi erai acolo încurajat. Nu ne-a zis acum, pe n-am Andra zis eu. Cumva. Și da, nu ai ținut partea. Ui, ce treabă are? Făceam păi n-are nicio treabă, dar cu 20 de minute înainte spunea vreau să vorbesc cu tine, să nu știu ce. Poate glumea. Din bun simț trebuia să te abții, cum s-au obținut alții, dar tu te-ai găsit să zic. Întrebam care-i porecla, asta am întrebat. Ce am zis? Ce? N-am avut ce porecla. Dar stai o secundă. Da. Îți propusesem ceva mai devreme, ce s-a întâmplat? S-a transformat propunerea mea într-un striptease sau ce s-a întâmplat? Opa! Marele comentator, când am făcut striptease repede, te-ai pus tu să zici că nu știu ce, că nu știu. Nu m-am pus, am zis, mi-am spus părerea. Dar auzi, tu vrei să elimini concurența, vrei să elimini concurența? Nu, pot să spun? Că m-ai întrebat? Am zis că eu, față de imaginea cum te-am perceput eu prima oară, cum ne-ai prezentat-o tu, da. N-am știut că există în tine o această latură. Nu e urâtă latură, e o latură frumoasă. Dar am zis că eu nu mă văd ca, dacă îmi place de cineva, femeia mea să duc să danseze cu trei bărbați. Asta n-am zis puțin, la tine. Eu n-am o relație în momentul de față în casă. N-ai înțeles, eu ziceam de mine, Paula, nu de tine. Adevărat sau nu? L-ați văzut? Când o să am o relație în casă, Paula, n-am zis nu nimic să mai dansez cu nimeni. Da, Paula, am înțeles. Eu am zis că n-aș putea ca viitoarea mea prietenă, asta am spus eu. Păi viitoarea prietenă sau prietenă, despre ce vorbim? Nu înțelegi, mă, Paula, mă, frate. Fii, tu n-ai nicio relație, nu înțeleg de ce te tragi atâta la explicații. Până la urmă sunteți doi. S-a băgat Ligi, nu Ligi, se stai un pic, fără. Ligi, ai dreptate. Niciodată nu se poate fără mine. Vreau să-i spun ca... Niciodată fără mine. Regia, poți să spun ceva o secundă și gata. Ligi, ai dreptate, știi că eu nu mă explic nimănui, doar vreau să-i spun Paulei că eu nu am jignit-o. Dar nu, dar faci un dam, dar am gândit ceva ce n-ar trebui să facă. Tu mi-ai spus mie că vrei să mă vezi în portă discuție cu mine. Despre asta era cum întâmplă. Da, Paula, dar acum după ce am văzut. Nu se poate vorbi. Eu vreau să spun ceva, să spun Paula, că nu n-a fost nicio jignire, nici te-ai supărat. Nu ți-a zis nimeni nimic. Doamne, eu doar am spus că n-aș mai putea să fiu eu cu o femeie, nu de tine, în general, care o vede toată lumea că se de trei bărbați la televizor, că eu sunt, nu sunt. Înțelegi, nu pot să stau eu cu o femeie care se facă cu alții pe la televizor. Nu te supăra, nu e de tine. Tu poți să faci ce vrei, viața ta. Eu spun în suflet, frate. Păi o femeie trebuie să fie cu mine, care ești afară cu alte fete. E, o femeie trebuie să fie perversă cu fetele mine, afară, îmi pare rău. Păi dar nu e normal ca să cu fete. Și tot cu fetele afară, da? Ai fi cu fetele la narghilea, la cafea, la ce ai făcut ceva. A, e de asta, mă! S-a cutremurat acasă. Dar stați mă că n-am auzit ce a zis, că am ieșit. Dacă nu faci mente din astea, nu pot să fiu cu tine. Stați mă un pic că n-am auzit. Nici eu nu pot să fiu cu tine că ai ieșit cu fetele, da? Cum? Paula, ce ai zis? În afară, unde ați fost? Mă interesează. Paula, am explicat subiectul și bați câmpii. Eram la cafenea, au trecut fetele pe fața mea. Dar n-am nimic cu ele, ele știu și ele la fel. Lasă-mă. Ce legătură are una cu alta? Stai la o hapsi acolo. Vezi cum vezi? Asta e sicunoreală ce faci. Sunt geloasă, Max. Nu ți-a spus părerea mea. E geloasă. Dar ce legătură avea cu ce ți-am spus eu acum? Și dacă aș fi geloasă, care ar fi problema? Și eu eram, poate și eu eram gelos. Poate și eu eram gelos că făcea striptease, dar nu se potrivește cu ce vreau eu. Tu trebuie să, dacă vreau o relație cu tine, trebuie să fii cu mine, să-ți placă cu mine să faci lucruri, nu cu alții. Asta spun eu, e greșit? Poate greșesc, nu cred că e greșit. A, te dădeai tu cu părerea lui Mihai, că mi se pare că la asta a fost treaba așa, mea, mă, ce-mi dau, n-am voie să vorbesc. N-am voie să vorbesc sau păi ce? Și eu, de ce n-am voie să vorbesc? Eu păi am zis eu că n-ai voie. Nu să vorbești, ce-am zis? Na. Numai că eu am zis că nu vreau să mai am o pace. După masă vrei alta, pentru păi tu te schimbi. E treaba mea, mă, ce vreau eu, nu tu. E treaba mea, nu e a ta. Și tu ce vrei? Nu înțeleg ce vrei. M-ai enervat. A, îmi cer scuze dacă n-am. Eu sunt bărbat și îmi cer scuze că n-a fost asta intenția, știi? Da, lasă-mă cu scuze din astea, îmi cer scuze. Hai că ești obraznică deja și gata, hai. Ce scuze? Lumea vede că băia fi nu îți cer scuze și tu ce ești tu Maica Tereza, ce să spun? Dar la ce cer scuze? Te-ai prezentat imaginea de Maica Tereza și deodată faci striptease cu toată lumea. Am purtat o conversație, ce s-a întâmplat? De crezi că lumea nu te vede, mă, Paula, nu înțelegi ce vrei tu, că nu înțeleg. Ce vrei să dovedești? Ce vrei să ne arăți? Că noi suntem gen aia care umblăm după multe femei sau după mulți bărbați și tu ești...
Adică fetele umblă pe un bărbat. Ce te deranjează la tine? Nu la alți oameni. Nu mai băga alți oameni în discuție. Poate discuție doar cu tine. Nu băga 30 de oameni. Asta le spui la toți. Mihai, ești liber, frate. La unde-i public? Toată lumea e liberă. Paula, ești liberă. Cum eram toți de altfel. Păi sunt liber, așa am fost. Da, Paula, mi-a plăcut. Dar am vrut să lămuresc. E ok ce ți-am spus? În one, mi-ai dat 7 sau cât am primit? Nu! S-a luat în calcul cât de la Sciv a fost. Da, de la 0, de la 1 la 10. Aș fi dat 7, se putea mai mult. Mai la Sciv, hai a zis bine. Așa, nu? Se putea sau așa ai fi vrut tu? Dacă aș fi vrut, de ce nu? Paula, Mihai a zis 9. Nu, eu zic să o inviți afară, poate să faci ceva mai de 10. Nu, nici să fie. Yo! Ioi! Că după ce ai intrat None în casă, tu ai fost cea care a venit la mine și ai spus că e drăguț, None, îți place, păi, că e drăguț. Da, 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 da. Da, vezi? Da, 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 nu te bagă seama. Despre mine, că dacă mă duc afară... Stai, pic, nu! Deja m-ai făcut tu un doleur, că nu te bagă tu seama. Au, că ți-o dat 7, ți-o dat. Au, ți-o dat 7, e milă. A fost o pedeapsă, gata, nu vă mai legați. Nu, nu, că e o chestie interesantă. Asta comentați voi, dar a fost pedeapsa. Mi-a... Adică trebuie să-l pedepsesc pe Mihai. Ia, dă-mi o pedeapsă și mie să-mi fac acum un striptease ăsta de șapte. Da, ok, am înțeles. Dar nu să faci așa în fața băiatului care are... Să zică Mihai, nu noi. Păi nu, dar mi-am dat cu părerea. Asta e altceva, dar și mi-am dat cu părerea. Băi, dar poate Mihai îmi place să-l pedepsesc. E părerea mea că... Dar și eu i-am dat pedeapsă de față. Până în momentul de față, ca să clarific, eu nu am o relație cu nimeni, da? Pot să dansez cu cine vreau. Pot să fac ce vreau. Pot să iau hrădină pe cine vreau. Pot să port o conversație cu cine vreau, pentru că nu am o relație. În momentul în care voi avea o relație, va fi altceva. Dar momentan nu sunt cu nimeni, da? Dar cine crezi că vine la tine tu să te bagi în seamă dacă faci gesturi de astea? Fetele, nu ne vrea să zică ceva! Stai tu! Toamne. Hai zi, None! Trebuie să vină nimeni la mine, eu am spus că nu am... Înseamnă că ești bătrână, nu trebuie bărbați, așa. Momentul de față nu... Nu, nu mai spun nimic, dacă se interpretează greșit. Dar vă că sare, Andra, ești geloasă? Pe asta am zis, poate îi place. Da, pe asta m-ai întrebat cel mai tare. Așa mai are Mihai și s-a... Păi tu, dacă ești penă, e bine, tu ești penă. Tu cel mai tare. Tu să zici, tu ești geloasă? Ești geloasă sau ce ai? Nu, ce... Ești deranjată că n-ai dansat tu? Sau care e problema ta? Păi tu, ți s-a văzut cel mai tare. Păi hai, lasă-mă în pace! La fel, tu s-o văzut! Ce să mi se vadă? Tu ce? Hai, lasă-mă tu! S-o nu te dă mesaje vocale la prietenele tale că-ți place de None! Mesaje vocale, cum ai mai făcut? Cum ai mai făcut că-ți place None, că e frumos? Hai, lasă-ne, Andra, cu șmecherile astea! Da, asta nu bagă... Du-te, dă mesaje vocale că-ți place None! Pe o palmă, că când ți-o zis... Cum ai mai dat? Ascultă, când ți-o zis ție, păi une... Băi, Paula, dar nici... Când ți-o zis ție că să-i faci zice... Hai, Andreea, că m-a securat! Păi am zis, dar ce vrei tu să-i faci? Dă palma! Când ți-o zis ție, ce-o zis? None, vezi... Gata, ce ai? Nu, nu e să arunci acuzați vina asta, na. Da, păi îi place să arunci acuzați. Paula, dar la cine da mesaj? Eu fac cu mine în cameră când o dau mesaj vocal la prietenă. Da, ce mesaj vocal? Nu, tu mai arată. Hai, la revedere. Tu, Bismariana! Hai. Eu îi dau pedeapsa asta că foarte mult. Da, dă-i pedeapsa. Dă-i pedeapsa. Lasă, nu faci, mă, că dacă îmi tăcea de None, la None sau ăsta, nu stai eu, că după... Lăsați-mă în pace, ca frat și surori. Stai, mă, pedeapsa, cum să-mi vorbești cu... Mariana, vezi că îți dau pedeapsa dacă mai vorbești și nu ne lasă să vorbească. Au, stu, că am dat mesaj vocal. Ai cheile și e cu son atât. Toamne, păi și ești lider, tu trebuie să tragi cineva mai. Ți-a spus să tragi cineva și ceva. Da, lasă-ne, Andra. Dar nu, nu, tare să ne asum. Lasă-ne, jocul ăsta e ține. Când am plecat de aici, am ieșit în cameră, simt eu că None pe mine mă place. Simt eu, ca femeie. Lasă-mă, Andra, te rog frumos. Doamne, ferea-mă, cum inventează chestii. Tu te duci să-ți fie rușine. Tu mi-a adus Biblia. Biblia, cum adu aici, că spun că mi-a spus așa ceva. Că None pe mine mă place și eu simt ca femeie că pe mine mă place. Lasă-mă, Andra, te rog. Dar și nu te place. Hai, lasă, cântă la altă masă, că n-am mărunt. Du-te, cântă la... Lasă-mă în pace, te rog frumos. Ăsta tulă cu teatrul ăsta ieftin de mică. Du, hai, Jador, să-i mai
dar numai că ești a crește. Bun, după folosim, acum pun mâna pe bilele, mă, și mă jur, că așa ai zis. Ce vorbim aici? Ce ne ferești. Tu a spus să mă lași în pace, gata. Atunci când am spus că e ok și trebuie ăsta. Te rog frumos să mă lași în pace, gata, am încheiat discuția cu tine. Tu, că nu te bagă să ai, lasă-mă în pace. Te rog frumos. Că eu am fost geloasă. Te dai tu cu părerea despre mine și despre... Da, se la... cine vreau eu că n-am o relație. Tu ai avut o relație și ai spus. Îi dai pe Livi la da? Televizor. Ce vrei, bărbați? Ei, poate bărbați care vor să vină săptămâna viitoare pentru cine știe, ce asta să ripa de când o să am o relație să fie altceva. Până atunci, la revedere. Ce cu plecările astea de facultate? Da, fac ce vreau eu. Păi nu, a spus că e fost penibilă treaba. Păi fac normal, ce vreau faci... eu. Dar normal că fac ce vreau eu. Paula, n-a spus nimic, a dat nimic. Vă arunc către Iza. Ce să Iza, în rac. Da. Când e vorba de none, nu mă te ataci. Înțeleg că îl placi, dar mai ușor. Nu, doamne, nu se atacă none, nu se atacă Mihai, te ataci tu. Păi da, stai un pic așa. Păi Mihai să știi că a venit de acolo și era foarte bine, bine, trebuia să spun. O rămas șocat, de ce? Că nu ești tu de aici, vocea lui a doua. Vocea a doua din spate. Cum să accepti așa ceva tu, vocea a doua. Penibil ești, aduce flori. Băiatul mă aduce flori și eu mă să lupte. Și ăsta la ăsta, mă, și îl pupă pe gât și băia să zic, da, eu nu am văzut, da, ca băiatul. Era și Viza acolo, eram tăți și bax, deci numai eu care am părerea asta. Andreea, nu știu cum ați văzut voi chestia asta, dar am văzut, băiatul a fost aici, mă, nu știu. Tu, dar făcut nas în nas cu none, îl să pleca de gâtul lui și respira pe gât. Du-te, mă. Și după aia vine și dă mie, dar pe eu nu-s geloasă tu, că dacă vreau să... Da, nu mai vorbi tu dacă nu e geloasă, ce treaba ta? Nimeni nu s-o alarma numai tu. Decât tu. Dar am zis lui Paula, dincolo, gen, putea asta să mă și pe none, dar nici să nu fie așa, da, știi, cum am dansat, că asta a fost provocare, nu nu-i de bine pentru ea, primul rând. Nu i-am zis cum frumos, nu i-am zis urât. Nu, așa am zis, băi, puteți să și cu none, eu zic că nu e hotărâtă și i-am zis none sau exact. Mihai. Și eu zic că, băi, nu sunt hotărâtă și am zis, băi, trebuia să dansezi, de-ai înțeles că vrei numai pe none. Acum Mihai și-o stai peste 10 minute, vă rog, acum. Acum stau și eu de rog. Nu e vorba de asta. Imediat, dar floriți bani la mine. Mi-a zis că și cu Robert, când era cu Mari, la fel, a dansat la fel cu el. Da, m-am înțeles că erau pedepse, nu zic, da. Băi, dacă vi s-a părut dansul ăla prea lașiv, n-ați prea avut femei la viața voastră. Nu prea lașiv, mă, none. Hai, mă, none, acum ai care 10. Hai, mă, frate, hai să fim de, serioși. Să zicem dacă așa, fost, destul de lașiv. Dar ai considerare și că ești la televizor. Păi da, ce vrei să facă, mă, să... Păi, la unul pe care nu m-a atins decât o dată cu mâna pe piept, nu m-a atins pe aici. Bă, frate, ce tine, băi, nu... Să-și făcea așa... Auzi, frate, că nu l-a atins. Lasă-mă, frate, că și Mariana asta... Nu e așa. Nu se dă cu părerea Mihai, te dai. Mare Heliu s-a dus în sus. Au, dacă nu își dă Mihai cu părerea. Păi nu, că eu fost... Dar nu trebuie să-și dea Mihai cu părerea. Uite, la ce-i ce să mai faci cu asta? Văzut, nu trebuie și ce-a spus în mintea lui, la vârsta lui? Eu zic, ce să tu mai faci cu asta? Tu știi ce e în mintea oamenilor. După ce se aduce flori și să... Bă, fata, am zis eu că vreau ceva cu el, am zis că vreau relație cu el. Ca, a luat, am zis că vreau relație cu el. Mai zici, mai zici am zis ceva? Că vreau să fie iubitul mai meu. Mai zici ceva tu? Ce-i problema ta ceva? Asta? Mai lasă-mă, domnule, în pace. Păi și tu, ea au fost ieri atacată și când a jucat. Hai, lasă-mă. Ce, ce vrei să zici? Păi stai un pic tu, că nici nu m-am apucat să spun provocare și eu zis da de none și eu zis da mișto și m-am uitat și am zis dă-mi provocare, am zis. Și am zis nu după aia, chiar nu mă lași că ieri căutai să te trimită în casa băieților să-ți dea, da, și de să-ți dea pedeapsă, mă lași că voia ieri pedeapsă cu none, mă lași sau cu Andy, cu cine ai vrut, ce-i în capul tău. Hai mai lasă-ne în pace cu jocurile astea ale tale.